Miercuri dimineață, pompierii Băcăoane au reluat căutările băiatului de 15 ani înecat marți după amiază în apele Siretului. Un văcar martor la tragedie le-a arătat pompierilor locul în care l-a văzut ultima oară pe tânăr. Eu l-am văzut cu ochii mici când s-a dus de 3 ori la zvârlit apa la suprafață, doamnă. Plângeam. Și eu am 6 copii acasă. V-ați gândit să săriți după el? Dar nu, eu nu mă bag, poate să... Nu știu să nu. Mama lui Robert nu și-a revenit încă din șoc. Îndoliată și cu ochii în lacrimi, femeia nu s-a desprins nici miercuri de pe malul apei. Acasă, bunica băiatului și celelalte rude sunt șocate de întâmplare. Spun că băiatul nu ieșea niciodată din cuvântul mamei și cerea mereu voie să plece de acasă. Tare bun băiat era, nu era obraznic, nu era rău, nu fugea de la școală. Nu știu acum cum s-a întâmplat, că niciodată, barul... Deci pe mama lui el a întrebat dacă mergea și la înghețată. Nu ca să mai meargă așa departe. Era un copil foarte bun, educat, deci învăța foarte bine, se comporta foarte frumos. Vecinii spun că familia pare blestemată. Tatăl băiatului a murit în urmă cu câțiva ani înecat într-o fântână.